Salutare YouTube! Astăzi reacționăm la antrenamentul de piept al lui Dorian Popa, piept acațâțe. Eu sunt Crișan Tudor, antrenor personal de peste 6 ani în industria fitness-ului. Găsești mult mai multe despre mine în descriere. Sunt licențiat și în kinetoterapie, iar Dorian Popa este un super cunoscut influencer de la noi. Am mai făcut reacție la el la antrenamentul de picioare și v-a plăcut, așa că am zis să mă bag iar în seamă. Hai să începem! Super energie, Dorian, ca tot timpul! Eu gata cu șprițarele înapoi, dar treabă, te-i în vlog continuă. Antrenamentele trebuie să continue pentru că am avut 2 zile de pauză. Groaznic, să nu faceți niciodată asta. Deci să faceți pauză 2 zile. Gândiți-vă, eu mă antrenez de luni până vineri, sâmbătă, duminică, îi dau timp corpului meu să se recupereze, mai ales am 5 antrenamente grele și la fel. Dacă ești începător, nu o să te antrenezi de 5-6 ori pe săptămână. Încep cu 2-3 ședințe și o să ți se mai întâmple să legi pauză 2 zile. Deci vă puteți face pauză 2 zile. Avem o super sală, nu am avut deschisă acum în Morbita. Aici este vorba despre un super bucas. Ce am venit să testăm? Fun fact, și eu am fost antrenor aproape 3 ani la World Class în Cluj-Napoca. Ne reîntoarcem la antrenamentul de piept pentru că l-am pierdut. Deci, acest exercițiu Dorian îl face pentru că are squeeze-ul ăsta aici și el simte mult mai bine pieptul. Doar că literatura momentan ne spune că cel mai eficient ne lucrăm toți mușchii, nu doar pieptul, pe coborâre, când reușim să-i întindem, să-i streciuim. La mișcarea asta, Dorian fiind aici, nu reușește să-și streciuiască deloc pieptul, ba mai mult își tensionează tricepsul când împinge. Mi-ar fi plăcut mult mai mult să-l văd așa, cu coatele în afară și pe coborâre să coboare mult mai jos ca să își lucreze musculatura pectorală în regim de întindere. Nu-mi place exercițiul ăsta deloc, deloc pentru piept. Notă mică. Dar nicio problemă, îl gândim mai bine de data aceasta. Încălziți foarte, foarte, foarte bine, nu luați greutăți foarte mari, încercați să... Ok, uite, aici e mult mai ok ce face. Aceste mișcări cât mai ample, controlate și gândiți-vă foarte bine la... Dar nu înțeleg dacă e la încălzire sau face două exerciții, pentru că cu orice exercițiu începi, mai ales la încălzire, și seturile de încălzire le faci la fel cum o să lucrezi, nu faci un set așa, un set așa, ca să obișnuiești corpul, mintea cu tehnica. Când împins, pe sfârșit încercați să încălziți un pic și mușchii trapezului pentru că o să... Ok, nu mi se pare că face vreo diferență că își încălzește mușchii trapezului. La mișcarea asta de împins este mult mai important să fii cu omoplații în spate și cu pieptul scos în față ca pe coborâre, să poți să-ți întinzi pectoralii, dar asta la trapez mai mult ți tensionează și poate îți duce umeri în față. Mai mult mi-ar fi plăcut poate cu bandă să o tragă la piept. Începem deja repetările cu greutăți serioase. Am ales gantele de 24 de kg pentru prima. Ok, Dorian, scuză-mă. Deci pe coborâre face cum am zis eu, coboară cât mai jos pentru stretch, n-are priza aia apropiată, dar la fel rotirea asta nu prea văd sensul, mai ales dacă ești începător. Împinge, coboară și împinge sus normal. Atâta, nu trebuie să rotești. Observați că încerc să nu lovesc gantele sus, să nu le ating între ele și să controlez cât mai bine unghiul de 90 super. Grade pe care brațul trebuie să-l fac atunci când coboară cu gantele. Super sfat. Despre zona de maximă extensie. Dar la fel, mi-ar plăcea să meargă mult mai jos. El parcă le lasă prea tare în afară și atunci, dacă ar fi fost cu ele mai apropiat, ar fi putut să se ducă un pic mai jos, să-și întindă mai tare pieptul, dar scârcotaș. Execuția e bună. Mușchilor pectorali. După cum vedeți, este un pic solicitat și deltoidul frontal, pentru că planul... Da, deltoidul frontal la orice mișcare de împins, băi. Nu este înclinat, cu cât este planul mai înclinat, cu atât îi trămeli mai mult. Păstrăm seria clasică. Da. Umerii la fel de bine țintră și dacă era la 0 grade, gen partea asta anterioară. De trapez de la sfârșitul exercițiului. Ei îți intră foarte tare dacă ești într-o postură în care nu ești cu omoplații retractați și cu pieptul scos în față. Dacă ești aici și împingi din postura asta, atunci da, o să ți tensionezi super tare. Pentru dobândirea forței, trecem la a doua serie. Deci, nu... Nu o să forțez foarte mult, cred că asta o să fie greutatea maximă, însă mă bazez foarte mult pe corectiv. Bine. Sus rotite. Este foarte important pentru că va face mușchii pectorali să fie mult mai apropiați, da? Nu vrem să avem mușchii pectorali undeva în zona subbrațului și să nu aibă nicio dungă. Nu, gen, el, la fel, e o chestie foarte mare la culturii și, da, și mie îmi place să simt squeeze-ul ăla pe pozitivă, la partea pozitiva a mișcării când vin aici la picioare sau când îmi extinge unghii la un aparat de extensii la coapse,
dar pe literatură nu-i atât de wow. V-am zis, e mult mai importantă coborârea între ei la zona și întinderea. Și pentru că am vrut să vă dăm un antrenament nou de piept, am să nu mai ajungem la bară, am continuat tot cu gantelele. Trecem la planul orizontal, respectăm mișcarea de rotire a gantelelor și strângem foarte bine pectoralii. Când ajungem în poziția de sus, vedeți cum ei se încordează dacă îi încordezi și din cap. Nu vă bazați numai pe... Bă, Dorian arată blan, gen respect că arată și așa acum, respect pentru gen cum arăta și înainte și că s-o menținut. Și la picioare, deși n-are cele mai musculoase picioare, bă, partea de upper body e zero. Greutățile sunt doar jumătate din exercițiu, cealaltă jumătate este în creierul vostru. După cum v-am spus, nu o să forțez foarte tare, rămân la gantelele de 30 de kg, pentru că sunt optime pentru corectitudinea mișcării. Super sfat, nu forțați greutatea, mult mai importantă tehnica, pentru că o să mai vedeți prin țală maimuțe care își iau 40-50 de kg ca să se uite lumea la ei în mașină și fac jumătăți de mișcări, riscă să se accidenteze și nici măcar nu-și lucrează mușchii pe tehnică. Limbele este nelipsit din antrenamentul meu de piept, chiar dacă variez tipurile de împins, când la bară, când la gantere, pentru că este un exercițiu care, din punctul meu de vedere, striază, dă cel mai frumos formă pieptului. Deci îmi place foarte mult această variație de fluturări la cabluri. Este mișcarea care, deci musculatura pectorală, asta face în principal, îți apropie brațele de mijlocul corpului. Ideea e că o variație mult mai bună aici ar fi partea de pec deck, unde ai trunchiul lipit de ceva și unde ești mult mai stabil având trunchiul lipit, sau o variație mult mai bună, Dorian aici nu face din nou stretch-ul ăla mare pe revenire, el la fel se axează doar pe squeeze. Părerea mea că cel mai bun exercițiu pentru piept, unul dintre cele mai bune, sunt fluturările la băncuță, pentru că fluturările astea se axează pe partea pozitivă, pe partea negativă a mișcării și ajung să fie cele mai grele aici când e jos, când pieptul ți-e cel mai întins. La fluturările astea e fix invers. Aici nu ai atât de multă tensiune și când ajungi pe final, pe pozitivă, devin tot mai greu. Mai ales că o să vedeți exact cum fac aici, că forțez pe partea de mijloc și fac repetări la sfârșit de serie, doar în fața acolo unde pieptul se apropie foarte. Nu v-aș recomanda să le faceți asta, dacă mai ales și începători și intermediari, ideea e că nu știți dacă progresați, ok, el știe 10, dar poate că își face 10 acolo, dar poate face mult mai multe, că sunt foarte rapide și nu le țin numărul. Mai bine fă seturi normale, 8, 10, 12 repetări și încearcă să progresezi la ele prin adăuga greutate sau adăuga o repetare, două de la săptămână la săptămână. Nu este cazul, chiar nu este cazul. Este un aparat care se bazează foarte, foarte mult pe corectitudinea mișcării. Bă, nota 10, gen, da, în afară că s-ar putea duce mai în spate, să-și întindă mai tare, îi arată super execuția. Tot la scripete, cel mai bun exercițiu este cel care pleacă de jos și oferă pieptului inferior o contracție extrem de bună. Nu uitați la acest exercițiu să plecați ca să trageți de degetul mic un pic în sus pentru a strânge mai bine mușchiul pieptului. Ar trebui dacă ai squeeze-ul ăsta la piept. Da, am decis că nu e atât de important un exercițiu care să-ți lucreze mult mai mult partea anterioară a umărului, pentru că ea face asta, stați cum o pun așa. Deci, asta e flexia umărului când îmi ridic brațul. No, eu la mișcarea asta cam asta am. O să tensionez super tare umărul aici. Ok, o să simți un pic squeeze-ul ăsta pe piept când e sus, dar nu e super wow. Nu o să ți-l pot întinde nu știu cât aici jos, ceea ce am decis că asta ne interesează față de dacă e optim. Eu am doar două greutăți puse pe fiecare scripete să simțiți foarte bine contracția. Recunosc că nu sunt un împătimit al aparatelor, însă dacă ele exercită foarte bine mușchiul, de ce să nu le accesăm? Acest aparat este bun. Da, e adevărat. Aparatele pentru începători te pot ajuta să-ți facă un pic de forță, și iar pentru avansați, când ajungi să lucrezi cu greutăți, cu bară, să-ți pui multe greutăți pe bară, te poate rupe mult mai tare și aparatele pot să-ți dea stimulul de care ai nevoie pe mușchii pe care vrei să-i tari. Extrem de bun de sfârșit. La fel, aici mi-ar plăcea să meargă mult mai încet pe coborâre și să stea un minisecund acolo jos, să nu se folosească atât de mult de momentum, dar în rest, la fel.
coatele îi sunt ușor ridicate ca să-și întindă pieptul mai bine, e bine, le face ok. Antrenament, nu executați mai mult de 3 serii pentru că deja s-au adunat foarte multe exerciții, pieptul este obosit și vrea... Da, are dreptate, mai ales, uite, Dorian probabil a făcut vreo 3-4 seturi de lucru per exercițiu, dar și alea sunt super multe, gen 16 seturi per grupă musculară, așa să vă gândiți că literatura arată undeva că între 10 și 20 per săptămână, da, bă, seturi grele de lucru și mai ales tu nu ești Dorian și dacă începi să te antrenezi, să faci 16-20 de seturi pentru o singură grupă într-o ședință, că ăsta e stil bodybuilding antrenamentul, nu-i optim, pentru că după primul exercițiu, credeți-mă, am antrenat toate persoane și după un prim exercițiu făcut la o intensitate ridicată, moderat spre ridicată, cu o tehnică bună care să stimulezi mușchiul, să lucrezi și în regim de întindere, nu mai poți să dai randament la exercițiu, poate la 2 dacă e ceva mult mai ușor pe partea pozitivă, dar după aia la 3-4 îl faci junk. Ok, aici o să-mi ziceți, bă, dar toate rutinele culturiștilor și că Arnold făcea nu știu câte... Bă, dar ăia îs pe gear, îs pe doze, pe dope, pot să-mi facă mult mai mult, îs mult mai mari ca voi, au mult mai multă masă musculară, ei numai asta fac. Și nu câte 4-5 exerciții per grupă, per antrenament. Să mai putem face încă un exercițiu cu canterele. Te fluturări cu canterele în plan declinat. Nu am luat evident niște cantere foarte mari pentru că este un exercițiu destul de riscant. Aplică foarte multă presiune sat fin asupra creierului, deci nu vrem să forțăm foarte tare. Mi-ar fi plăcut să-l văd aici că îl face la 0 grade. Nu o să influențeze atât de tare pentru musculatura pectorală inferioară să fie atât de declinat. Mai ales, ok, și dacă iar stimulau mai bine pentru simplu fapt că ești cu capul în jos și ți incomod, nu o să poți să dai un randament bun. Așa că, bă, mai bine stai la 0 grade, e o greutate mai mare și îți vezi de treabă. Da, 14 kg pentru mine sunt îndeajuns. Repet, este foarte important să executați super bună execuție. Cât mai amplă mișcarea, strângeți sus mușchii pieptului ca la fiecare exercițiu, fără să atingeți ganterele. Acesta a fost antrenamentul lui Dorian Popa, 5 exerciții, cam multe, de fapt foarte multe, dar 4 dintre ele mi-au plăcut toate, acela cu cablurile de jos în sus, nu pot să zic că sunt cel mai mare fan, execuția exercițiilor ca la picioare le face foarte bine, atâta că mi-ar fi plăcut să văd că controlează un pic mai tare negativa și întinde mai mult musculatura pectorală, dar aici azi e un cârcotaș, o să-i dăm nota 8+, 8,5, dar eu la thumbnail o să folosesc 8. Eu am fost Tudor, găsești mai multe despre mine în descriere, acolo poți vedea Instagramul meu, arontudorcrișan.pt, tot acolo găsești un plan alimentar gratuit și un ghid de slăbire gratuit. Eu am ajuns la finalul materialului și dacă ți-a plăcut, te-aș ruga să-i lași un mare like, să te abonezi la canal. Eu am fost Tudor, până data viitoare, pa!